ferească Dumnezeu! Nu există doar la ce mă mui, mă! Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Bă, vedeți că este deja al treilea videoclip postat constant, bă, și am și o veste bună. Bă, pentru o săptămână, bă, avem codul SNEAK20 pe Foodshop, bă, pentru 20% reducere, bă. Acum, bă, acum trebuie să intri, bagi în coș. Nu acum, după clip, da? Intri după clip, bagi în coș. Acum folosești codul SNEAK20, bă, pentru 20% reducere. Simpaticilor, astăzi o să ne uităm la niște oameni care și-au făcut niște tatuaje pe care ulterior le-au regretat. E ok, toți facem asta. Așa că, bă, hai să facem 30.000 de like-uri, bă. Activați și clopoțelul, bă, cu notificări cu tot, bă, că mă țin de treabă, bă, vă promit, bă. V-am zis, da, că tatuajele trebuie să aibă o semnificație. Bă, tocmai de asta femeia asta s-a făcut o ceapă la sub braț. Ia uite, ceapa la sub braț, cum stă acolo, miroase a ceapă. Adică dacă mai avea și ustura aici, era combinația perfectă. Și o acnie de fasole și aia era. Nu mă uită pe femeia mea cum a decis ea să-și facă o ceapă la sub braț. Adică s-a dus la el acolo, doamnă, ce vreți, bă, o ceapă. Dar unde vă desenez ceapa, doamnă? La sub braț. Doamnă, da, deja miroase. Dacă mai dai și ceapă, nu, doamne, că vreau ceapă. Hai, ia desena ceapă. Ce vreau simplă ceapă, că dacă ne uităm atent aici, are dare așa frumos, aură ca Son Goku, bă. Uite acolo, ca să miroase mai bine ceapa, doamne, doamne. Ce... Ăsta-i direct efect de la placebo, bă, că dacă vezi că are o ceapă desenată acolo, zici că miroase și mai tare sub brațul ăla, bă, dar ia să-mi răspundeți voi la o întrebare în comentarii. Pentru 1000 de euro. Ați mirosit sub brațul doamnei care are o ceapă acolo sau nu? Aștept răspunsurile voastre, comentarii, le citesc pe toate și dau inimă. Eu, bă, știi cum e, vorba aia, 1000 de euro sau 1000 de euro, adică asta e. Baoleu, când credeam că nu există tatuaj mai prost și-a desenat ăsta copilul. Băi, vere, zici că e The Fifth Avatar o vin șu să more dacă nu. Ia uite-l ce nas are, că-i placă din frunte. Vreau să vă zic că eu nu le-am cu bebelușii, dar copilașul ăla chiar e... Ok, arată drăguț, dar să moară Tatiana dacă nu și l-a făcut ăsta aici. Doamne, să mor, dar aș zice că suferă de ceva, dar nu zic că e păcat, nu zic. O, ce nasă are, zici că e furculiță. Doamne, măi, culiță, că dau zoom acum, bă, și eu. Facem ca episodul trecut. V-am zis eu că dacă vreți niște Jordan și vedeți la 100 de lei, când ei de fapt sunt 400 de lei, mai luați pe ea că s-ar putea să nu fie de fapt Jordan. La fel cu tatuaje, dacă vrei să-ți faci unul bun și costă 25 de milioane și tu ai un prieten Ciprian care îl face la 275 de lei, s-ar putea să iasă ca ăsta, ca Fifth Avatar o vin șu, zic și eu. Ferească Dumnezeu, nu există asta, da, la ce mă uit, bă, la ce mă uit, bă, doamne. Nu mai, oficial nu mai mănânc la Mac, asta au fost altele, nu știu dacă să vă arăt, nu știu dacă e ok să pun asta pe YouTube, să mor eu. Nu, cam coșmar, nu, deci parcă, dă-mi cineva chiar să se lată așa ceva, bă. Ideea e alta, că sunt atât de multe lucruri greșite în poza asta, încât nici nu știu care să încep. În primul rând, de unde e ideea să ți-l faci pe clownul de la McDonald's? Unul la mână. Al doilea lucru la mână. De ce are mușchi? Că ăla nu prea are mușchi. Și în al treilea rând, de ce ies cartofi din chiloți? Că nu e ok. E French fries porție mare? Poftiți, desigur. Sunt calți și sărați. Acum vă mai pun o întrebare la care dacă vreți îmi răspundeți, dacă nu, nu. Băi, ce tatuaj v-ați face? Bă, dacă v-ați face tatuaj, dacă da, da, dacă nu, nu. Ia uite, l-a vrut omul meu un tigru. Ia uite tigru, să moară, mamă, aoleu. Ia uite tigru, mere, ia uite-l cum arată. Să mori, zic că ăsta te înghite direct. Deci am făcut eu strabism numai când m-am uitat la el, să mor. Ia uite ce poponesc micuț are aici și ce cap mare are. Știi, cred că e început pe aici, jos la lombar, știi? Și l-a început mai mic, dar au văzut că se lățește spate. Știi, când au văzut că mai are loc, o zi să-l fac un pic mai mare, știi? Altul cu tigru, mă, ce aveți, mă, cu tigri, mă? Ăsta e, vere, ăsta e omul, ăsta e tigru, să mor. Adică ăsta e un... nu știu ce să mai zic. Bă, mi-a tăiat toată energia, bă, tigrul ăsta să moare, dar de ce? Bă, și ți-l faci și mare, bă, dar... nu știu, bă, ăia nu fac o schiță, bă, cu creionul, bă, că m-am enervat deja, bă. Bă, nu știu, îți pun un zoom, na, uite un zoom, uite-te și tu la asta, zici, și ce poți, bă, să înțeleg? Că eu nu înțeleg, nu mai înțeleg nimic, bă, zici, unde-i nasul, ochii, care are 1, 2, 3 ochi, 4, 5 ochi, 2 guri, 6 nase, n-are, nu înțeleg. Bă, și din tot corpul, bă, de ce o pleca, bă, fix de acolo, bă, și l-a făcut așa să înghită buricul, bă, care mai are și păr acolo, adică n-are sens, bă, uite-o la că ce confuz, ce... structura are tigrul ăsta, bă. Bă, v-am zis, bă, dacă mi-aș face un tatuaj, v-am zis, deci mi-aș face, cred că ori aici, știi, ori aici, așa micuț, așa, oriunde am zis, ori aici, știi, că mi-aș face, mi-aș scrie God's plan, bă, ceva frumos, știi, ceva drăguț, așa, bă, dar nu-mi fac, bă, mare tigru, bă, pe aici, știi, pe tot pieptul, bă, mi-l fac așa pe spate, îmi fac mama natură pe spate, bă, ce fac, bă, mi-l fac pe ăsta de la McDonald's, așa cum îmi arată cartofii din chiloți, păi nu-mi fac, bă, de astea. Ferească Dumnezeu, dacă n-am crezut că mor aici când așa de...
mai desenează-o pe fita. Ia uite-o. Ia uite-o pe fita. Doamne, ferească Dumnezeu. Băi, zici că e aia din Resident Evil 7. Oare dacă nu, bă? Ia să văd, Resident Evil 7, nu Biohazard ăsta era. Să moară. Carl, ia să văd aici cum era. Mamă, să moară. Mă, zici că e asta, bă, să moară dacă nu. Ferească Sfântul, bă, să moară. Și am mai făcut și ochii albaștri de noaptea strălucesc în întuneric, bă. Să te duci noaptea la baie cu lumina atinsă, că se spawnează fantome în oglindă de asta, că face asta incantații, bă. Las-o în sânge, bă, ce frunte a făcut acolo. N-ai cum vede, dar ce pun elicopterul acolo, ce naiba fac acolo, bă? Dar nici nu-mi dau seama în ce parte a corpului e făcută, că nu-mi dau... Ia, stai așa că poate îmi dau seama. O fi ori picior, ori brațul, dar se moară, o, i-a făcut și strungă, bă, are strungă, bă. Sunt două mari părți proaste când îți faci un tatuaj de ăsta. Prima parte că e permanent și că vrei, nu vrei, îl ai acolo toată viața ta și o să-ți amintești de cât de prost ai fost când l-ai făcut, știi? Și doi și cred că asta doare mai tare, dai bani pe el, bă, dai bani, bă, costă, bă, și tu dai bani pe el, bă, și zice cineva, bă, zice unul că costă 13 milioane și dai, bă, zici că ai tatuaj fain, bă. Bă, și dai, bă, 13 milioane, bă, la prost, bă. Băi, dai 13 milioane, bă, și-ți face asta, bă, și... Doamne, bă, măcar de ți-l făcea, zic, bă, măcar să zic că la... Domnule, am ieșit eu din liceu, vreau să fac practică, că vreau să mă fac tatu artist și-l faci moca, știi? Bă, dai, mai treci, mai cere bani, bă, las-o încolo, bă. Ăsta-i forța, bă. Ăsta-i forța, bă, ăsta-i, bă. Ăsta, bă, cu Pikachu, bă, ia uite-l ce... Deci fața lui Pikachu e exact ca trendul ăla de pe TikTok cu... Nu înțeleg. Înțelegi de ce ești mușca? Așa buză, știi? De ce o trage sale? De ce ți uite așa spag? Mai stai cu mâinile așa, știi? Și ce supărat, știi? Și l-au făcut aici pe picior, să zicem că nu se vede, dar cu ăsta chiar aș fi mândru, bă. Pe ăsta nu l-aș regreta, bă. Ăsta chiar ar fi fain, bă, sincer. Doamne, bă, eu mi-am lăsat-o pe asta din Resident Evil aici pe monitorul ăsta, dacă n-am văzut. Doamne, ferească Dumnezeu, bă. Ia uite-l, bă. Ia uite-l. It is my life. John Bovey. It is my life. John Bovey. Știi cum e? Asta e ca și cum ți-ai face un tatuaj de la cum îmi iubesc mama. Și ai scrie de doi de îmi sau ceva în genul. O iubesc pe mama. O chestie de aia. El nu este acolo, este. O chestie de asta. Și îl faci tatuaj. Mai pui și ghilimele și mai scrii și numele greșit la John Bovey. Bon Jovi. Mă înțelegi? Ia uite și... Ia uite și pe ăsta, unchiul Pacos. Și l-am făcut pe unchiul Pacos pe sfârc. Uite ce sfârc fericit, unchiul Pacos. Pacos sfârcul. Sunt sfârcul Pacos. Don Pablo sfârcul sau ceva în genul. Ia uite-l pe Don Paco. Ia uite-l ce frumos. Ce mexican. Ce pălărie de mexican are, bă. Lasă-o încolo, bă. Dar chiar mă duc să-mi fac acum, bă. Snake, nu mai da cu pumnii în masă că-ți cade microfonul. Ca să înțelegeți, nu știu cât mai rest. Am dat și data trecută, mai știți? Pun și-o, ia, fii atent. Cam astea au fost tatuajele, cam ăștia au fost oamenii complet debili și instabil psihic care și-au făcut tatuajele astea. Dacă vă zic încă o dată codul Snic 20, o săptămână cred că mai avem pe fut și o bagă-ți acolo, vine primăvara, vine asta, ia-ți și tu un tricou acolo, un maiou, un papuc, un bocanc acolo, stai că nu se știe, mă. Bă, și urmărește-mă și pe Instagram, bă, și mai ales pe TikTok, bă, pe TikTok, bă, la Sniculeț, bă, că m-am apucat să fac TikTok-uri, bă, și facem acolo 300.000 de follower de aia, bă. Ce să vă zic, bă, mersi că a stat până aici, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Bă, eu v-am pupat, bă. Bă, bă!